Cioane și astăzi mă întorc cu un nou vlog. Știu că a trecut ceva timp, așa că m-am întors cu un nou vlog din Guadalajara. Astăzi mă aflu la Feria Internațională de Libro din Expo Guadalajara, cel mai mare târg de carte din toată America Latină. Așa că vă voi prezenta un picuț cum arată FIL, ediția numărul 35 din Guadalajara. Salut! Am să filmez un picuț și am să încep să vă povestesc câte ceva despre Expo Guadalajara. Ei bine, toată această clădire a fost terminată în 1983 și are ca scop practic expozițiile din Guadalajara, expoziția de carte, expoziția de cafea, de mâncare și fel și fel de târguri. Feria Internațională de Libro a fost practic începută în 1987, iar acum în 2021 se află la ediția numărul 35, iar țara invitată, țara de onoare din această ediție este Peru. Pe an au loc aproximativ 1200 de evenimente. Toată suprafața acestui complex, după cum o vedeți, sunt undeva la 95 de mii de metri pătrați. Este cea mai mare construcție pentru fel și fel de evenimente din Mexic și a treia ca mărime din toată America Latină. Începând din 1993, ei bine, Târgul Internațional de Carte din Guadalajara are câte un invitat de onoare, câte o țară. De-a lungul timpului au fost prima țară, de fapt, care a fost invitată, a fost Columbia în 1993, urmată de Venezuela, Canada, Argentina, Puerto Rico, Chile, bineînțeles țări din America Latină și câteva țări din Europa, cum ar fi Germania, Italia, Spania, Franța. Ei bine, România încă nu a fost invitată, însă în 2016, Norman Manea a câștigat premiul FIL, așa că da, avem un român care a câștigat acest premiu. Cărți pentru copii, de la manuale, cărți de specialitate și tot felul de... Pe lângă cărți, sunt foarte multe standuri cu muzică. Este și o zonă, cred că aici în fața mea este zona de food court, cafenele și foarte multe alte standuri cu diverse obiecte de artă și artizanat. Și cărțile copilăriei, cărțile de Jules Verne, undeva la 70 de pesos, ceea ce este foarte, foarte ieftin. Apropo, este aproape ultima zi de târg și toate aceste prețuri sunt undeva la 50% reducere. Ei bine, acum intru în partea târgului, unde este zona internațională, adică, mă rog, țări din Europa, din Asia și din America Latină. M-am uitat pe program și nu am găsit un stand din România, însă, na, să sperăm că în câțiva ani și un stand din România o să fie prezent la FIL. Duc aminte în 2017, când am ajuns pentru prima dată la FIL, ei bine, toată această zonă era super, super plină, o grămadă de standuri. Acum este un picuț mai, hai să spunem, mai liniște, pentru că foarte multe țări nu au mai venit și, bineînțeles, pentru pandemie.
sunt Mircione, mersi că ați venit cu mine la târgul de carte din Guadalajara. Am să las în descriere mai multe despre târgul de carte, despre Phil. Pentru mai multe videouri vă puteți abona la canal. Mersi și ne vedem curând. Salut!